Polițiștii de frontieră giurgiuveni au primit astăzi vizita a sute de copii curioși să afle care sunt atribuțiile unui polițist de frontieră și cum se muncește într-un punct de trecere a graniței. Lucrătorii de la frontieră i-au așteptat pe copii în parcul Alei, vis-a-vis de sediul inspectoratului, acolo unde au expus tehnica din dotare și echipamentele folosite pentru securizarea granițelor. În primul rând, un ATV, o mașină de teren, pentru misiuni, plus mijloace de oprire și dotarea subunității de sprijin operativ. Autoturism de serviciu pentru 9 oameni, embarcațiune de serviciu tip Arvor, cu care este dotat serviciu teritorial la Dunăre, embarcațiunea care are un echipaj de două persoane. Micuții au fost fericiți să vadă aparatura din dotarea compartimentului de criminalistică, să urce alături de polițiștii de frontieră în autospecialele de intervenție și să cunoască unul dintre câinii special antrenați pentru prinderea răufăcătorilor. Ce ai văzut tu aici la acțiune? Un câine care l-am mai văzut până acum și a venit mereu să-l mâncâi. Acum a fost mai agitat. Mi-a plăcut mult în barcă. Ce ai văzut în barcă? Am văzut cârma pe care o folosesc ei, aparatul cu care detectează și cam atât. L-ai mai văzut până acum? Odată am mai văzut. Mi-aș fi dorit să fiu așa ca ei, pentru că fac multe lucruri interesante. Vreau și eu să mă fac așa. Ce ai văzut tu aici în barca asta? Multe lici, o manetă, scaune. Și ce ai mai văzut? ATV-ul ți-a plăcut? Foarte mult. Câinele, cel mai mult, și barca. Ai aflat cum îl cheamă pe câine? Nu. Și a stat să-l mângâie? A fost blând? N-a fost nici blând. Nu ți-a fost frică de el? Nu. Și la barcă ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut că e mare și a intrat toți colegii mei. Mi-a plăcut câinele când l-am mângâiat în barcă. Ziua porților deschise la Poliția de Frontieră a făcut parte din programul Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, în cadrul căruia copiii participă la numeroase activități extrașcolare.